La Muzeul de Artă Ioan Sima din Zalău a avut loc ieri dezbaterea pe tema experiențe de viață din lumea comunistă, dezbatere ce a debutat cu vizitarea de către elevii mai multor școli din oraș a expoziției Arta în slujba ideologiei comuniste. Cuvântul de deschidere l-a avut Attila Sabo, muzeograf, și Marin Pop, cercetător științific, după care întâlnirea s-a mutat la Muzeul Județean de Istorie, într-una dintre sălile amenajate ad hoc. Gazda a fost Corina Bejinariu, directoarea instituției, care a avut și un cuvânt de introducere pe tema comunismului. În continuare, elevii și-au prezentat propriile lucrări, interviuri istorice referitoare la perioada comunistă, realizate chiar de ei cu părinții sau bunicii lor. Dintre elevii prezenți s-a făcut remarcată Oana Bonțe, a cărei interviu a fost premiată la cea de-a treia ediție a concursului despre istoria comunistă Corneliu Coposu. Și trebuie să mai continuă că vorbim dumneavoastră la securitate de contrainformatori, care se află peste tot și profitau de funcții, folosesc materiale și avantaje de tot felul, dovedindu-se trădător cu de sentimente și demnitate umană. Pe televiziunea română avea un program foarte scurt, dintre care cel mai mult erau știri despre tovarul Ceaușescu. Mulți fanatici ai fotbalului sau micromici, cum îi spunem noi, doreau să vadă meciurile. Pentru asta, mulți aveau televizoare portabile și care aveau mașina, luau bateria mașinii și se duceau într-un punct mai înalt pentru a recepționa posturile din altă țară. Și așa, așa se uitau ei la meciuri, neavând posibilitate. Practic că eram în campus. Poate că nu vă vine să credeți asta, dar așa era. Și vrea să